pe care le faceți acolo. Bine. Da, avem ceva foarte important acum. Da, mă gândeam, a început Lili discuția asta mai devreme despre copii și animăluțe de companie și știu că o să vină momentul în care fetița mea, Natalia, o să-mi ceară un cățeluș. Mă rog, a și făcut-o cumva voalat. Da? N-a fost atât de insistentă încă. Ei bine, vreau să fiu pregătit și Lili trebuie să fie pregătită. Astăzi vom învăța cum îi responsabilizează pe cei mici un animal de companie. Bine ai venit, Mihai Nae. Bine v-am găsit. Și mulțumim că ai răspuns lui Lili la telefon când ți-a cerut ajutorul. Întotdeauna. Pentru că întotdeauna sunt bineveniți în platoul nostru, la Vorbește Lumea, niște invitați ca ăștia mici. Cu cine mulțumim. Păi aici, dacă data trecută am fost cu mastodonți, da, vă aduceți aminte, am făcut atacuri, am făcut. Atât astăzi am venit cu piticii, cu categoria grea. Categoria muscă. El e Tommy din spate, Tommy, nu? Că știu. Tommy și cu Missy. Sunt două exemplare de Yorkshire. Yorkshire Terrier, un câine foarte mișto, un câine foarte mișto pentru copii, un câine care o să ne arate că și el poate să lucreze disciplină. Mihai, eu nu mă așteptam să fie un câine mișto pentru copii, dar zic de ce. Eu iubesc foarte mult câinii, dar cele mai agresive experiențe le-am avut cu Yorkshire Terrier. În general, sunt răuți. Nu? Nu neapărat, și bișonii sunt temperamental, toți cățenii sunt temperamental, trebuie educați. Și uite, o să vezi, uite, chiar o să te rog să mă ajuți. Aoleu. Mă ajuți? Uite, dacă tot ai avut... Bună, Mihai, bine ai venit! Bună! Așa, ușor. Stai să vedem cu ce te ajută șurubelie. Hai să vedem. Hai să facem o demonstrație de dreapta. De-aia vă spun dacă sunt potriviți pentru copii. Sunt potriviți, sunt potriviți, sunt foarte ok. Dacă sunt educați, uite, hai să nu-l mai chemăm acum. Hai să nu-l mai chemăm acum. Misi, tata, încat, bravo. Deci... disciplină, da? O să te rog, avem acolo niște crembuști. Uite aici. I-am adus aici. Ia, să vedem. Că sunt pentru... Ia să vedem. Eu o să mă dau cu Tomiță de aici la o parte. Are un crembuști în ea. Pur și simplu cu Misi sau să plouă cu crembuști. Misi, dar ia-l pe la mai mare. Ia mai mare. Mai mare, ca să fie mai apetisant. Ia să vedem. Misi? Ia să vedem. Dar aruncă-l mână, cățel. Dă-mi ies, aruncă-l. E frică. E suficient de la cățel. Ia să vedem. Ia să vedem. Ia să vedem. Bravo, bebe. Aruncă-i pe toți. Ia. Da, hai. Ia. Dă-i. Auzi? Oh. Ia, stai. Am înțeles. Ia, stai așa. Ia. Stați așa un pic, că vreau să încerc și eu, să văd care e mai dresat dintre voi. Uite, vezi? Trebuie să mai lucrăm un pic la șurubel. Știam eu că te s-a duc crembuși proaspăt. Deci ți-am spus că fiul meu are 2 ani și 2 luni. Sunt recomandați, e recomandată rasa asta pentru copii atât de mici, că mi-e frică să nu-l tragă de urechi, de porți. Sunt recomandați, da? Și ei sunt niște terieri și trebuie să facă dresaj. Uite așa cum ne arată Tomița. Acum ia să vedem. Tomi? Tomi-l cheamă? Tomi, ia mergem la pas. Ia să vedem, ia vin aici. Eu nu cred că Missy stă cu 3 crembuși lângă ea și nu mănâncă. Hai, fată, și tu, culcat. Bravo. Amândoi îmi fac culcatul. Ia să vedem puii mei. Cât timp ți-a luat să-i dresezi? Cam cât timp durează? Păi Missy e veterană deja. El este de-abia în prima lună de dresaj. Și ce să zic, eu zic că nu mă fac de râs, chiar dacă sunt niște căței mici, de ca și talie, dar sunt foarte inteligenți, să știți. Adică, na. Na, uite și tu un pic. Spuneam mai devreme, revenind la ce ziceam, că niște cățeluși responsabilizează copiii, zic bine? Întotdeauna un copil o să crească frumos cu un cățel. E foarte important și cățelul pe care îl alegem, este adevărat. Întâmplător, Yorkshire-ul este o alegere foarte bună, dar mai avem. Mai avem și căței de talie mare. În general, trebuie să știți un lucru. Este educat, este bun și pentru copii, și pentru oameni în vârstă, și pentru ce face diferența. Sportivitatea. Dacă suntem niște persoane active, atunci trebuie să ne luăm un câine care activ. Are chef de... Dacă de nu, e bine să nu ne luăm un câine activ, pentru că ne face viața un... Care sunt particularitățile Yorkshire-ului? E un câine activ? Este un câine mediu din punctul ăsta de vedere. Spre exemplu, stăpânele lor au peste 55 de ani. Da, și ies în plimbă. Și sunt aici cu noi prezente la dresaj. Niciodată n-au probleme de agresivitate, deși, repet, sunt terieri. Asta e zăpăcit, că e mic, are câteva luni. Asta la altă, uitați, se vede că e înțeleaptă. E o doamnă. E o doamnă. Dar am o curiozitate. De la ce vârstă putem lăsa în grijă un animal, un copil, în grija copilului nostru? În general, la ce vârstă a copilului? A copilului. Eu
eu am avut caz în care, eu știu, Rottweiler a stat cu bebeluși. Da? Ah. Rottweiler cu singur? Bebeluși? Cane Corso cu bebeluși, singur. De ce a stat un bebeluș singur, e întrebarea? Cane Corso, stai un pic, că te să-l caut. Cane Corso! E mare, e mare, dar e foarte frumos. Deci, nu cred că asta este problema. Problema, diferența, de fapt, o face în momentul în care începi disciplina, educația cu al tău cățel. Cam asta. Ai înțeles? Un cane Corso. Vezi ce frumos e? Da. Ți-a răspuns la curiozitate? Da, mi-a răspuns la curiozitate. Eu aș să mai aștept vreo câteva luni acum. Da, să știi că Golden e o alegere foarte bună. Da. Mamă, Golden-ii Golden sunt superbi. Așa zic. Căutați pe Instagram, Golden's of Instagram și o să vă facă viața mai frumoasă pagina aia. Ați supărat Yorkshire-ii din plato. Ce vrei, mămică? Ce să-ți dăm? Vrei un crembuș? Poți să dau un crembuș? Nu, dar mămiță vrea la tine. Ia uite că vrea la tine. Ne ajută să te gingi peste momentele grele. Sunt o reală terapie. Vrei să te mami? Nu poți să-i dau nimic de aici? Mai să-i dau și lui un pic. Uite, vezi, deja a început terapia emoțională pentru colega noastră, Lili Sandu. Îi ajută pe copii din punct de vedere emoțional? Îi ajută, mai ales dacă suntem timizi. Bineînțeles că are un prieten de nădejde, îl responsabilizează. Eu întotdeauna am zis că un cățel o să responsabilizeze, trebuie să-l scoată afară, trebuie să-i dea de mâncare, nu neapărat la ore fixe, dar dacă putem să realizăm și lucrul acesta e perfect. Deci cumva îl responsabilizăm, îl învățăm să se uite la ceas. Noi nu prea mai avem ceasuri, noi ne cam uităm la telefon. Așa e. E important să ținem cont. Mihai, îți mulțumim foarte mult. Mulțumim tare mult, pe sat păstrez eu, că îl cheamă Tomi și duc la Tomi al meu. Da? Hai să ne scrieți, să nu uitați să ne scrieți pe WhatsApp care a fost primul vostru animăluț de companie, cum îl chema și spuneți-ne și cum era. Așteptăm mesajele la 0751 121 123. Ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate.